Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Astăzi este o zi specială. Este Sâmbăta Mare. Este sâmbăta în care noi serbăm la noapte învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și pentru că este o zi specială, am chemat în studioul nostru un preot special, un preot care a mai fost în studioul nostru de televiziune, dar nu la emisiunea Viață în Armonie. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit, doamne! Sărutăm la dumneavoastră și multă sănătate la toți telespectatorii dumneavoastră! Mulțumim asemeni! Pentru cine nu-l cunoaște pe părinte, vreau să vă spun că este părintele Capșa Constantin. Face parte, este de fapt cel care slujește la parohia bisericii din Sarata. Da? Părinte, da, dacă da. E mai mult de atât, vă rog să spuneți dumneavoastră. Atât, e suficient. Așa, și l-am chemat astăzi să vorbim și să vă spunem dumneavoastră, nu neapărat celor care nu știți, pentru că sunt convinsă că ceea ce discutăm noi sunt lucruri pe care dumneavoastră le știți foarte bine, dar l-am chemat în mod special pentru cei care sunt departe de țară, cei care nu au posibilitatea să meargă la înviere într-o biserică, dar poate foarte bine să se uite la emisiunea noastră pe internet și să se simtă aproape de țară, să se simtă aproape de ai lor. Așadar, părinte, este o sâmbătă mare astăzi. Este o sâmbătă mare și ne pregătim, cum a spus dumneavoastră foarte bine, spre o mare sărbătoare, sărbătoarea sărbătorilor, praznicul praznicilor. Este sărbătoarea de temelie a creștinătății. Și iată că eu am să plec cu gândul la felul cum ne pregătim noi ca să ne întâlnim cu sărbătoritul. Pentru că noi am mai spus și în alte sărbători, cum ar fi la nașterea Domnului. Oameni buni, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este luminat. Spune Mântuitorul Hristos, să avem ochii lăuntrici curați, să putem pătrunde dincolo de ceea ce vedem. Am avut atâtea sărbători. Dacă ochiul meu lăuntric este curat, pot să pătrund dincolo de icoană, că este pe pânză, că e de argint, că e de aur, și văd pe cel ce este reprezentant pe ea. Dacă ochiul meu este curat, văd lăuntrul celei de lângă mine. Sunt curat, spune, prin telepatie m-am apropiat, m-am descoperit, am simțit. Când tu de acolo, din Londra, din Italia, din Franța, tu de acolo, te-am simțit că ești amărât, că ești supărat. Ochiul tău, dacă este curat, nevinovat, putem într-adevăr să pătrundem în marea sărbătoare, dar să ne întâlnim cu sărbătoritul, să ne întâlnim cu cel care este lumina lumii, cel care desparte la noapte întunericul. Umblați într-o lumină cât aveți lumina. Preoții în toate bisericile invită pe credincioși. Veniți de primiți lumină. Lumină din lumina lui Hristos. Dacă ochiul este curat, văd în lumânarea aceea, poate să fie cât de mică, cât de mare, cât de groasă, cât... Nu asta contează. Felul cum știu, nu trebuie să mă îmbulzesc, să fiu eu primul sau ultimul. Este aceeași lumină, ca la soare. Soarele are o lumină, are mai multe raze, are mai multe lumină. Deci am primit lumina. După aceea, lumina aceea s-o pot coborâ în lăuntrul meu. Să fie luminat interiorul meu, după care o duc acasă, cu sfințenie, o păstrez, să o duc acasă, pe cât posibil, să duc lumina aprinsă acasă, să o pun în sfeșnic, să lumineze tuturor celor din casă și să spun tuturor, bucurați-vă, că este ziua bucuriei, să explodeze deodată.
ziua bucuriei, ziua învierii, să ne luminăm popoare și unii altora, să ne îmbrățișăm și să spunem și celor ce ne urăsc, atenție, spune slava de la învie, și celor ce ne urăsc, să le zicem fraților, iată pentru ce această mare sărbătoare a învierii lui Hristos este mare și puternic. Sărbătoarea sărbătorilor, pentru că, așa cum găsim în Sfânta Scriptură, Evanghelia liturghiei din noaptea învierii este de la Evanghelistul Ioan, din capitolul 1, primele versete. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. De aceea și astăzi, în 2018, să reușim să absorbem această Evanghelie, să o ducem în lăuntrul nostru și să ne întoarcem la cuvânt. Să fie cel mai sfânt, iar cuvântul tău să fie da, da și nu, nu. Că ce este mai mult este de la cel rău. Da, da și nu, nu. Cuvântul lui Dumnezeu. Când ai rostit ceva, să știi că a ieșit pe gura ta Duh din Duhul lui Dumnezeu care ți l-a dat la creație. Da, este începutul luminii. Și pe urmă, spune Evanghelia de la Matei, capitolul 27, spune acolo 28, în prima zi a săptămânii, dis de dimineață, femeile mironosițe au mers la mormânt pentru că, să trecem doar câteva cuvinte, să ne amintim că am încheiat astăzi săptămâna patimilor. Am încheiat perioada istoriei mântuirii neamului, fără jertfa care a fost aseară, fără jertfa de pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, nu există mântuire, pentru că El a venit în lume pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire. Pentru asta a venit în lume. Și atunci apostolii, unii s-au îndoit, alții au vrut să se opună, să nu meargă în Ierusalim, ca nu cumva să îi se întâmple ceva rău, cum a spus apostolul Petru și Mântuitorul spune, înapoi a mea, Satan. Să nu uităm că același duh rău a intrat și în celălalt apostol, Iuda Iscariotianul, care s-a ridicat de la cină joi seara și a plecat. Și Mântuitorul a zis, mergi, du-te și săvârșește ce ai de făcut, ca arătând a tot știința sa. Unii spun că l-ar fi împins pe Iuda să săvârșească. Nu! I-a zis, du-te și fă ceea ce... Și s-a dus și a făcut pact cu cărturarii, cu farisei și l-a vândut pe Iisus pe 30 de arginți. Ei, iată, Hristos este trist. Noi vorbim astăzi, sâmbătă, înainte de înviere. Hristos s-a bucurat în Duminica Florilor, dar după aceea a fost trist. De ce oare? Pentru că poporul acela pe care Hristos l-a vindecat, știm câte vindecări a făcut, cât paralizați a adus înainte lui, pe cei bolnavi cu patul care l-a coborât și așa mai departe, pe celor de înalt. Știm cum în Sâmbăta Floriilor l-a chemat pe Lazar afară din Betanie. Lazare, Lazare, vino afară. Știm câte lucruri a făcut și normal că Hristos s-a întristat profund. De ce? De ce s-a întristat Hristos? Pentru că El 3 ani jumătate a vorbit lumii numai adevărul. A făcut lumii numai bine. A vindecat, i-a hrănit. Ei, norodul acesta deodată s-a întors împotriva lui și a strigat înaintea lui Ana și Caiafa, a strigat înaintea lui Pilat, ial, ial, răstignește-l, noi n-avem împărat decât pe Cezarul. Ei, întristat a fost pentru acești oameni care au primit atâtea binefaceri de la Hristos și că s-au întors împotriva lui. Întristat a fost și întristat rămâne Hristos, pentru că nici apostolii n-au înțeles
valoarea lui. Să nu uităm când Mântuitorul mergea pe cale și le vorbea despre patimile lui, doi din ei, Ioan și Iacob, spune: Doamne, dacă o să se întâmple ție așa ceva, dă-ne noi să stăm unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta. Ei, iară, spune Mântuitorul, înapoi a mea, Satană, că ceea ce voi grăiți nu este de la voi. Iată, Mântuitorul este întristat că și Petru, cel mai iubit, cel mai destoinic apostol, ajunge să se lepede de Hristos, precum că nu-L cunoaște. Și acele momente, distinse Doamnă, iubiții mei, acele momente trebuie să răsune, să le percepem ca atare, să intre înăuntru nostru, să înțelegem: oare eu în viața mea de câte ori nu m-am lepădat de Hristos prin comportament, prin vorbire, prin gesturi și așa mai departe? Oare eu când am auzit, nu cântatul cocoșului, că astăzi fiecare biserică are un clopot și clopotul acela parcă, aș spune eu, că ne aduce aminte tocmai de cântatul cocoșului și îl trezește la realitate pe Petru? Și Petru iese afară și plânge cu amar păcatul său. Ce este clopotul bisericii care diseară toată omenirea să-l audă? Auzi clopotul, cântă cocoșul. Măi, omule, eu în viața mea de 60 de ani, de câte ori m-am lepădat de Hristos și am trecut cu nepăsare pe lângă acest cântat a cocoșului, să mă trezesc, să mă duc acolo. Acolo mă cheamă: veniți, deprimiți lumină, lumină din lumină, lumina lui Hristos să lumineze tuturor. Doamnă dragă, Hristos este trist pentru că Iuda, cel care l-a vândut, n-a vrut să se căiască, să se întoarcă. Dacă s-ar fi căit Iuda, spun Sfinții Părinți, și el ar fi fost repus în treapta apostoliei, așa cum a fost repus Petru după înviere. Când Hristos a venit la ei, a intrat prin ușile încuiate, l-a întrebat pe Petru: Petre, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Petre, mă iubești? Paște oile mele, paște mei. Petre, mă iubești? Da, Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc. Și prin această întreită întrebare, datorită căinței, datorită lacrimilor lui vărsate afară când a cântat cocoșul, Hristos l-a repus în treapta apostolatului. Și mai mult îi spune așa: Petre, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Este treapta de temelie a bisericii noastre, Sfântul Petru. Și atunci normal că Hristos este trist. Este trist. Dar cu toate acestea, Mântuitorul Iisus Hristos, aseară, cu toții l-am auzit primele cuvinte rostite pe cruci, pe care noi nu reușim să le rostim. Nu putem, nu vrem. Mântuitorul, către tot poporul acela care striga Ial, Ial, răstignește-l, către toți care îi dădeau palme și înjosiri și toate, Mântuitorul a zis: iartă-le lor că nu știu ce fac. Dacă mai înainte l-am auzit în grădina Ghețimani spunând: Părinte, parcă un pic de deznădejde, Mântuitorul spune: Părinte, treacă de la mine paharul acesta, adică patimile acestea, înjosirea aceasta, crucificarea. Părinte, treacă de la mine paharul acesta, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Tot pe cruce fiind, Mântuitorul spune, săvârșitul s-a, adică s-au împlinit toate. Treacă de la mine paharul acesta, noi l-am perceput un pic altfel. Adică, ca și cum i-ar spune Iisus, l-ar ruga pe Tatăl să ia acest pahar de la el, pentru că este prea greu. Adică ceea ce trecea, prin ce trecea, era prea greu, dar până la urmă se întoarce și spune: facă-se voia ta, Doamne. Așa l-am perceput. Haideți să legăm paharul
de cuvintele Mântuitorului când pe cruce fiind a spus: mi-e sete, tot pe cruce a rostit. Și atunci a muiat un burete în oțet și fiere. Faceți acasă această experiență să vezi dacă poți să pui limba pe acest amestec. E o travă curată. Și cu toate acestea, i-a dat și a dus la buzele lui Iisus și Iisus, când a văzut, a zis: săvârșitul s-a, adică toate s-au împlinit. Paharul, să ne ducem cu o seară mai în urmă și să vedem cât de minunat este paharul acesta, care îl avem toți în biserica noastră, paharul pe care Hristos la cina cea de taină l-a luat, l-a binecuvântat și a zis: bezi dintr-o acesta toți. Dar acolo nu era oțet și fiere, acolo era sângele lui, când a venit ostașul și l-a împuns în coastă, a ecurs sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și adevărată este mărturisirea lui. Acolo, luați, acesta este sângele meu. Bezi dintr-o acesta toți și încheie cina cea de taină cu cuvintele: aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Și după înălțarea Mântuitorului la cer, apostolii toți se întâlneau pe ascuns în catacombe și frângeau pâinea, fără de care, distinsă Doamnă, fără de care, dragii mei, nu putem să-L percepem, să-L simțim pe Hristos în noi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Și o paranteză aș vrea să accentuez și să aduc argument. Este vorba de cei doi apostoli, Luca și Cleopa, care mergeau spre Emaus și știau Scriptura pe de rost. Știau toate câte s-a întâmplat cu Iisus și vorbeau din Scriptură. Și apropiindu-se însuși Iisus și mergând cu ei pe cale ca trei drumeți, i-a întrebat pe cei doi Iisus, pe Luca și Cleop: dar ce sunt cuvintele acestea care le schimbați între voi în drumul vostru? Iar apostolul spus: cum, tu ești străin, nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus? Nu. Și când a ajuns spre seară, apostolii l-au chemat pe străinul acela: rămâi cu noi că e spre seară. Și a intrat în casă. A intrat în casă. Și atunci Mântuitorul, luând pâinea, a frânt-o și le-a dat-o lor. Când a văzut gestul, mimica, privirea străinului, ochii lor s-au deschis și l-au cunoscut că este Iisus. Și el s-a făcut nevăzut. Deci iată, distinsă Doamnă, paharul acela, treacă de la mine paharul acesta, treacă usturimea aceasta. Dacă ai fost în spital operat, Doamne, ia de la mine usturimea aceasta. Dacă ești la un examen, Doamne, ia-mi emoția aceasta. Doamne, călătorești, fii cu mine. Acesta este paharul pe care îl avem noi. Familia, soț, soție, au un pahar de băut. Copiii de la școală au un pahar de băut. Este paharul lor. La altul este mai dulce, la altul mai amar. Depinde ce pui în el. Datorită ascultării. Dacă asculți, dacă cuvântul este la Dumnezeu și Dumnezeu este cuvântul și cuvântul tău este da, da, și nu, nu, atunci este foarte bine. Atunci paharul este plin cu miere. Dar dacă tu te-ai căsătorit și nici luna de miere nu s-a terminat și a început cu minciuna, începi să strecori în paharul vieții tale, încetul cu încetul, o travă minciunii, a cuvântului potrivială și așa mai departe. Paharul acela este viața ta. Părinte,
paharul este viața, dacă paharul este viața noastră, atunci crucea ce este? Jertfa. Fără jertfa, căsătoria este o jertfă. Te jertfești pe altar. Dumneavoastră, cred că ați fost și ați văzut când mirele se așează înaintea Sfântului Altar cu fața spre Hristos. Acolo stă pe linie cu Hristos. De aceea spune slujba cununiei. Precum Hristos este cap biserici, așa mirele este cap familiei. Ce a făcut Hristos pentru biserică? S-a jertfit, a luat crucea. Tu, bărbat, ce faci pentru familie? Te jertfești, muncești în sudoare, devii cap familiei. Aceasta este, ce este femeia? Stă în parte, față în față cu Maica Domnului. Ce a făcut Maica Domnului? A fost alături de Iisus, este alături și amândoi veți fi un trup. Taina această mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică. Vedeți? Ăsta este paharul, paharul cel sfânt al familiei. Elevul are paharul lui. Dacă ascultă de învățătoare, dacă ascultă de profesor, primește coroniță la sfârșit, dar dacă nu ascultă, normal că nu poate să-și împlinească. Este ascultarea în pahar, dulceața este cuvântul și ascultarea. Jertfa este crucea, este jertfa fiecăruia dintre noi. Hristos s-a răstignit pentru noi oameni și pentru noi și s-a încheiat cu răstignirea. A fost răstignit după aceea Sfântul Apostol Andrei în crucea sub semn de X. A fost răstignit în 67 Sfântul Apostol Petru la Roma cu capul în jos. N-a vrut să fie la fel ca Hristos. Și s-a oprit. După aceea a venit la anul 312 Marele Împărat Constantin când a dat edictul la Milan și a pus oprire persecuțiilor și condamnărilor și torturii creștinilor. Părinte, revenind la noaptea de înviere, la ceea ce se va întâmpla la noapte, ca în fiecare an până acum, de când Iisus a venit pe pământ, a murit și a înviat și s-a înălțat, aș vrea să vă întreb, pentru că există o controversă și cu siguranță dumneavoastră ne puteți lămuri, vis-a-vis de ce înseamnă lumina la Ierusalim. Da. Ați spus dumneavoastră că Hristos vine, a venit, Hristos este prezent până la sfârșitul veacului. Iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacului, găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, versetul 20. Doamnă, distinsă doamnă, problema se pune așa. Și revin la cuvintele mele anterioare. Dacă ochiul tău e curat, tot trupul tău este luminat. Eu, nu fiți spre laudă, am ajuns la Ierusalim, am atins Sfântul Mormânt, am atins și am slujit acolo la Sfântul Mormânt cu părintele nostru mitropolit Teofan. Problema se pune, depinde cum vezi. Noi în autocar avem fel de fel de oameni. Și poate să mă audă, nicio problemă. Unul bea o sticlă de vin, unul vorbea altă pălojeni. Deci, el s-a dus ca excursionist. A făcut o excursie la Ierusalim. Dar ca să poți merge cu adevărat, să înțelegi cu adevărat, să fii pelerin, să fii cu adevărat, să umbli pe urmele lui Hristos, să ajungi la Ierusalim, să vezi candelele cele aprinse, eu am fost în luna noiembrie și nu era momentul învierii, dar din câte am studiat, e moment. Nu ne-ar lăsa pe noi atâtea popoare și atâția oameni să numai la patriarhul Ierusalimului el intre, este cercetat, este căutat peste tot fără surse, se pune vată pe mormânt, se pun toate fără niciun pic și lumina se vede, care are ochi, care nu are ochii lăuntrii curați, poate să treacă prin fața lui, care vede și trăiește momentul acela. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă eu mă duc la Sfântul Potir, doamnă, vă duc cu discuția în altă parte. Am avut o discuție pe internet cu un domn, că de ce
În Biserica Ortodoxă nu se schimbă lingurițele, că e mult la Sfânta Împărtășanie, că am vorbit de cina, cea de taină. Și am spus, dragul meu, eu de 43 de ani nu m-am îmbolnăvit. Și eu, și nu numai eu, toți preoții suntem obligați, toți arhierei sunt obligați, după ce împărtășesc toți oamenii din biserică până la ultimul, eu consum totul. Prin urmare, eu aș fi primul care m-aș îmbolnăvi. Nu trebuie să... Dacă eu sunt conștient și iau cu toată, cu frică de Dumnezeu, cu tot respectul, îl primesc pe Hristos, mă curăță. Poate să fie orice boală ar fi fost. Dar dacă tu, în mintea ta, în gândul tău, în gura ta, este alt păcat... Îndoiala. Gata. Curăță, pune capăt păcatului, stăvilar păcatului și apropie. Și când te-ai apropiat de Sfântul Potir, ai primit de acolo trupul și sângele lui, ai plecat curat dincolo. Dacă nu, ai bifat în agenda ta și la Paștele ăsta m-am împărtășit. Am trecut prin Gara din Nord, am trecut pe la bilete, am luat un bilet și am trecut și eu. Nu. Nu perce. Lumina la Ierusalim este lumină din lumina dumnezeiască, ca drept dovadă. Uitați-vă și căutați la ora actuală, se poate și pe internet și atâtea casete să aduc de acolo. În noaptea din vieri, o perioadă de un timp de acea lumină nici nu arde. Este o lumină dumnezeiască. O aprinzi și o duci mai departe. Dar lumina este la tine. Lumina lăuntrică. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat. Dacă părticica dumnezeiască este în tine, curată, fără îndoieli, fără dacă, parcă, atunci dispare. Dacă nu este Iisus, spunea Petru când a fost chemat pe mare, dar dacă nu este, și a început să se scufunde, a început să se nece, i-a întins Hristos mâna și a zis, puțin credinciosule, din cauza îndoielii, din cauza necredinței, din cauza aceasta apa, da, eu mă rog la icoana și dai o hârtie, dai din tablă, dai cu lemn, dai eu, mintea mă, o poză de-a lui mama, indiferent pe cea, pe hârtie, culoarea mea, mă uit, e mama mea și o văd pe mama mea, pe băiatul meu, pe tatăl meu, pe sora. Asta văd. Dacă eu îl simt și îl iubesc, dar dacă am așa îndoiel că e, că nu e, pot să dorm cu el în pat. Și dacă ai îndoieli, spui, nu adunim băiatul meu, dar nu-i copilul meu, și așa mai departe. Părinte, taina aceasta a învierii, care va avea loc la noapte, este un moment deosebit și aș vrea să punctăm pentru cei care nu sunt în țară, așa cum am mai specificat odată, ce ar fi bine să facă ei dacă nu au posibilitatea să meargă într-o biserică și să participe în direct la slujba de înviere? Distinsă, Doamnă, indiferent unde ar fi, să fie într-o zonă numai de alte idei filozofice, alte religii ale lumii, deschide Sfânta Scriptură sau Psaltirea. La Psalmul 118, versetul 1 spune limpede, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Dacă ești pe câmp, uite spre bolta cerească, că e aceeași, ori aici, ori în America, ori în Japonia și așa mai departe. Cerurile, stelele, ordinea, precum în cer, așa și pe pământ. Precum în cer, așa și pe pământ. Dumnezeu, dacă nu ai icoană, nu ai cruce, n-ai biserică, uite-te la semenul tău, indiferent de ce nație este. Are ochi, nas, gură, este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. L-ai văzut, l-ai cinstit, îl cinstești pe Dumnezeu în inima ta. Uite-te la un prunc nevinovat, căci de nu veți fi ca pruncii, nu veți vedea împărăție, nu veți vedea împărăția cerului. La un prunc nevinovat, ia-l în braț, nu-i dai nimic, dă-i un zâmbet. Dă-i un zâmbet. Că el zâmbește, chiar dacă e chinez, chiar dacă e japonez sau de altă. Deci, ia un prunc în brațe, ia, atinge-te un prunc. Uite la o familie vecină, asta nu. Și atunci ai făcut învierea lui Hristos și ai dat slavă lui Dumnezeu. N-ai voie, n-am voie să am cazuri
ceea ce a spus dumneavoastră, eu am avut în viața mea, au venit la spovedit persoane care lucrează pe vapor, mecanici de vapor. Și mi-a spus, părinte, n-am voie să am nicio cruciliță, n-am voie să am nicio legătură cu nimic creștinesc. Tinerii, ieși pe puntea vaporului, uite la cer. N-ai copac, n-ai nimic, uite la cer. Există cer. Cerul e făcut de Dumnezeu. Doamne, auzi-mă, în inima ta, fără să știi nimeni, poți să zici în mintea ta o rugăciune. Decât să-ți meargă la alte lucruri de șertăciuni, poți să gândești la o rugăciune. Și atunci este bine. Acolo departe, Hristos este, nu are graniți. Hristos este peste tot. Hristos este, El a făcut soare. Avem mai mulți soare în lumea asta? Nu. Un singur. A făcut luminătorul zilei, a făcut luminătorul nostru. Un soare și o lună. Atâta este. Dacă știm să privim spre El, lumină din lumină, Dumnezeu trimite prin razele Lui. Dumnezeu e bun, trimite ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți la timp. Nu mai depinde de fiecare cum primește. Presupunând că trecem la noapte de această minunată, și minunată în sensul curățirii noastre și în sensul recuperării noastre ca ființe în fața Lui Dumnezeu, prin jertfa Lui Iisus, prin învierea Lui, vine ziua de duminică, prima zi de Paște. Ce să facă românul și ce să nu facă? Ce să facă creștinul și ce să nu facă? Înaintea lui Dumnezeu, noi suntem sub timp, nu timpul e sub noi. Înaintea lui Dumnezeu, nu avem anumită zi. Stai că e ziua întâi de Paște, că e a doua, că e a treia, că e a noua. Între mine și soție, între mine și mama, între mine și copil, cum să mă exprim ca să înțelegeți, nu există sărbători. Eu îi ofer soției, îi ofer mamei, îi ofer copilului atunci când simt. Ce să fac a doua zi? Să fiu în comuniune cu El, să fiu în ascultare cu El, să fac ceea ce mi-a zis El, cum a spus Maica Domnului în predica sa, să faceți toate câte vă va spune El, să fac toate câte îmi spune Hristos și câte a făcut Hristos pentru mine. A postit, s-a rugat, a iubit, a binecuvântat, a vindecat, a dăruit. Ce trebuie? Păi dar nu am. Să știți că Hristos este, pot să spun, singurul care nu așteaptă bani. Hristos nu așteaptă mărire și cinste, slavă de șartă, nu. Hristos vrea inima ta, în dar ai luat, în dar să dai. Așteaptă gura ta, da? Psalmistul spune, pune Doamne pază gurii mele, să măsori cuvintele care dai. Ochi ai, poartă de intrare, acestea să dai. Tot prin acestea poți să dăruiești. Dăruiești o privire curată, dăruiești un grai curat, cu gura aceasta poți aprinde un sat. Cu gura poți face pace, cu gura poți face ură și dușmănie. De aceea pune Doamne pază gurii mele. Ce să facem? Să fii în ziua de Paște, să fii în armonie. Ce au făcut femeile minunosițe? Că am amintit aici din Evanghelia după Matei, capitolul 26. Spune că în prima zi a săptămânii, femeile minunosițe ce au făcut? Au mers la mormânt. Da? Au mers la mormânt că apostolii au încuiați de frica iudeilor. Vai de mine, urmăm noi de acolo, ne spânzurile, ne taie, ne bag în temniță. S-au încuiat. Și femeile minunosițe, femeia, plecând, cum am spus, la cununie, bărbat zice, a, eu scapu, eu fac, nu. Iată că de data aceasta femeia a fost vitează și curajoasă. Eu am zâmbit, părinte, când ați spus că bărbatul ca să capul face. Nu, dar așa fac tot cu coș american de ăștia, știi? Că dacă m-am încăsătorit de acolo, ești tu papă cu mine. Nu, iată, femeia a fost curajoasă, femeia mironosiți, femeile au luat mir și au respectat tradiția să meargă să ungă trupul lui Iisus. Și când ele pe drum începuse să se îndoie, măi, dar cine ne va da nouă piatra de la ușa mormântului? Da, că soldații și ei că au pus strajă, că au venit la Pilat și au spus că amăgitorul acesta a spus că peste 3 zile va învia, pune strajă la mormânt și a pus strajă la mormânt.
Să vedeți acum la Ierusalim ce soldățoi cu puștile păzești la oratoare. Mormântul Mântuitorului Iisus Hristos. Pune strajă la mormânt. Și-au pus strajă. Și atunci când au ajuns femeile, îngerul era deasupra pietrei, piatra dată deoparte și le-a oprit. Bucurați-vă! Iată care este ziua sărbătorii. Să te bucuri! Ce să faci în ziua de Paști? Bucură-te! Bucură-te cu familia ta! Cât de minunat este ca frații să fie împreună! Măcar de Paști, măcar de Crăciun, măcar de ziua ta! Hai să fim împreună! Hai că suntem români! Hai să fim uniți! Unitatea neamului nostru! Să fim uniți, că așa a fost strămoșii noștri! Ce să facem a doua zi de Paști? Să ne unim, să fim împreună! Bucurați-vă! Și vă vedeți, nu-l mai căutați pe cel viu. A plecat din mormânt, a ieșit, a înviat. Mergeți și spuneți apostolilor și lumii întregi că Hristos a înviat. Și atunci ele au început și au plecat de acolo. Iată primele care au dat salutul învierii. Hristos a înviat! Explozie de bucurie! Hristos a înviat! Începătura vieții noastre. Și avem cântarea din noaptea cea sfântă. Hristos a înviat din morți, moarte, cu moartea, pe moarte. Care moarte? Cu moartea, pe moarte călcând. Și celor din morminte, viață. Noi suntem astăzi sâmbătă. Noi suntem în ziua în care Hristos s-a coborât până la protopărinții noștri, Adam și Eva. Pentru ei, pe toți i-a scos de acolo. Așa cum găsim în Epistola către Evrei, a Sfântului Apostol Pavel, chiar în capitolul 1, versetul 1-2, după ce odinioară Dumnezeu a vorbit lumii prin aleșii lor, în cele din urmă ne vorbește nouă prin însuși Fiul Său. Dumnezeu, după ce protopărinții noștri au căzut în păcat și i-a spus, Adame, Adame, ia seama, în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, cu moarte vei muri. Atenție, urmarea păcatului este moartea. Deci iată, cu moartea, cu jertfa lui, cu moartea lui golgotic, cu jertfa lui de pe cruci, cu moartea lui, moartea protopărinților, păcatul strămoșesc, cu moartea, păcatul strămoșesc călcând. Și lui Adam și Eva și tuturor până la el, viață dăruindu-le. Acesta este miezul acestei cântări. Hristos a înviat din morți, cu moartea, pe moarte călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. Este ziua exploziei de bucurie. Ce trebuie să facem? Oameni buni, în unele zone am urmărit și eu și am văzut, se duc cu stropitul, semn. Păi cum să vin să te stropesc cu parfum prin Ardeal? Se duc cu coșulețul cu ouă la nașa, la Hristos a înviat, adevărat a înviat. Deci, deschis poarta. Eu zic la oamenii mei la biserică, oameni buni, ai luat lumină de aici, ai luat o gură de pască, ai luat o felie de cozonac, ai luat un ou, să adună pe masă, acolo tot îi aduc, se sfințesc, se ia apoi. Până acasă, n-aveți niciun bătrân care stă în pat, deschide-i ușa, bate-i în poartă, deschide-i ușa și dă-i și lui lumină, dă-i și lui un ou, dă-i și lui o bucățică de pască, dă-i și lui o bucățică de cozonac, dă-i și lui o bucățică de friptură de miel, că nu o să se întâmple nimic din mielul tău jertfit să dai și la o bătrână. Deci, întrucât ați făcut unora dintre acești prea mici frații ai mei, mie mi-ați făcut. Ce trebuie să facem? Ce nu trebuie să facem? Să nu mâncăm prea mult, că îmbuibarea nu-i bună, să nu bem prea mult, că băutura nu-i bună, să nu destrebălăm, să nu facem păcate. Ceea ce nu trebuie să facem în fiecare zi. Nu numai a doua zi de Paște, nu numai în ziua când se face la ora 12, depinde cum organizează părinții, dar la ora 12 în toate biserici se spune învierea a doua. Cum adică? Și vă explic
și eu am în parohie și am explicat. Și dacă vreți, veniți a doua zi, adică în ziua de Paști, pe 8, la ora 12, vin acei bolnavi cu căriciorul. Handicapații, scuzați-mi expresia. Vin acei care nu pot noaptea. Cei cu nevoi speciale. Așa, cu dizabilități. Mă bălbi, mă iertați. Ei vin în biserică să se întâlnească și ei și se face slujba vecerniei pentru ziua respectivă și se citește cuvânt din Sfânta Evanghelie și pentru este învierea a doua. De la 12 la ora 1. Și primesc tot la fel, începe slujba, veniți și dăm și acelor bolnavi, și dăm și acelor oameni. Vin și alții sănătoși. Câți vin? 10, 20 de oameni. Dar asta este învierea a doua. Asta trebuie să facem. A treia zi, dacă eu am spus aici la Matare că primesc la noapte lumină din lumină și m-am bucurat, și o duc acasă, la soție, la copii. Da? Dar aceste trei zile, ce trebuie să facem? Nu oare trebuie să ne amintim și de mormânt? De mama care nu este. Să mă duc să-i aprind și lui mama un pai de lumânare acolo. Să duc o rugăciune. Să sărut crucea. Să sărut acolo și să mă rog, mamă, poate în viață ți-am greșit. Poate tot postul mare n-am avut timp. Poate tot săptămâna patimilor n-am avut timp. Măcar atunci, în zilele Paștului, să trec pe acolo și să văd și eu mormântul mamei, mormântul tatălui, să văd și eu acolo. Nu vă dați seama cât de minunat este dacă ați fi de seară la noapte în cimitir, să vedeți ce este. E un câmp de lumânări aprins. Eu am experiența asta de 30 de ani de când sunt. E un câmp de lumână. Dacă dă Dumnezeu și vremea e liniștită și nu bate vântul și stau, e un ceva minunat. În fiecare an fiecare un câmp, un câmp de înviere, așa este. Da. Părinte, mai am o scurtă întrebare pe final de emisiune, că ne apropiem de sfârșit. Am să rog colegii să-mi spună cam cât timp mai avem. 10 minute. Părinte, da. Au apărut atâtea lucruri comerciale prin jurul nostru, iepurașul, mă rog, tot felul de chestii care nu au nicio legătură cu ceea da, ce... Da, eu fac ca la școală, să nu am necazuri după aceea. De ce, părinte? Eu parcă mă tem să spun. Să nu dragii mei, eu am o vârstă și înainte, eu am fost și pionier, am fost și utecist, nu mă dau în alături. Deci, înainte... S-a încercat pe toate căile să ne-l scoată din cap pe Moș Crăciun și vă iau să ne-l aducă pe Moș Gerilă. Vă amintiți și dumneavoastră? Sigur. Că aveți o vârstă și dumneavoastră, da? Da. Ei, nu au reușit să ne-l scoată. Copiii pe din dos, pe furiș, mergeau cu steaua, mergeau cu colindu, se mai părău între ei la școală, ne mai scădea neata la purtare și așa mai departe. Ei, acum, sub altă mască, să scoate ouul roșu, să-l aducă ăla de ciocolată Kinder, sau nu fac reclamă, să scoate mielul pascal. Doamnă, în câteva minute, să vedem mielul acesta are valoarea lui. Îl jertfim, se jertfește cum s-a jertfit, cum spune Isaia, iată mielul lui Dumnezeu care... se jertfește și ridică păcatele lumii. Doamnă, am spus de evrei, cum spune acolo că Dumnezeu a vorbit prin aleșii săi, a ales pe un om Moise ca să scoate poporul din robia egipteană. Dar faraon n-a vrut, s-a încăpățânat, o spun scurtă, da. Cei care ne urmăresc au Sfânta Scriptură, poate să meargă și găsesc mai pe detailat. Și n-a vrut. I-a dat toiagul, s-a transformat în șarpe, i-a dat atâta, l-a dat și pe fratele lui Aron ca să-i spună lui faraon, măi omule, dă poporul meu să mă duc cu el în țara care ne arată Dumnezeu. Nu, pentru că erau sclavi. Așa cum sunt anoștri mulți sclavi dincolo, nu ți-i dă acasă. Spune, nu-i dă banii toți, ca să mai vin apoi, du-te acasă pe paștri, dar mai vin apoi cu uite mai aici 2000 de euro. Și bietul român săracul să duci, și prins din nas, duci acolo. Ei, așa a fost atunci. Și Dumnezeu a trimis peste poporul lui faraon 10 pedepse. 10 pedepse.
Nu le enumăr pe fiecare, dar vreau să fac trimitere la ultima. Dumnezeu i-a spus lui Moise, mergi la poporul Israel, la poporul tău și spune așa, în ziua de 14 Nisan, fiecare să aibă pregătit un miel de parte bărbătească, neprihănit de un an, un berbecuț de un an. Și în ziua de 14 Nisan să-l jertfească, să-l taie și să îl frigă în noaptea aceea, vedeți, învierea de la noi, în noaptea aceea, eliberarea la noi, eliberarea la ei. În noaptea aceea, familia se adună și îl mănâncă tot. Ce rămâne, a doua zi se arde. Oase tot se arde în foc. Sângele care a curs de la miel să se ungă tocurile la uși, tocuri la geamă, că eu, spune Dumnezeu, voi trimite pe îngerul meu și unde nu vor fi unse ușile cu sângele mielului, va muri întâiul născut. Imaginați-vă dumneavoastră în neamul, în seminția condusă de faraon care nu a știut această zicere a Domnului, în fiecare casă era un mort. Primul născut a murit. Pac, a murit. În acest tablou, atunci Moise, în fruntea poporului său, pleacă spre Marea Roșie, când și-a dat seama faraon că a pierdut argații și servitorii, a trimis oaste după faraon să-i prinde, dar Moise cu toiagul a atins Marea Roșie și a trecut dincolo. Dragii mei, a trecut ca pe uscat când a intrat oastea, s-a închis. Că Moise a atins toiagul invers. Bun. A trecut dincolo, a fost slănit cu mană, mă rog. A trecut dincolo, a atins cu toiagul, piatra a dat, apa a trecut dincolo. Omul a uitat că a fost sclav și rob și o zădicime asta aici și au început să facă viței de aur. De aceea Moise a fost chemat pe muntele Sinai și a dat niște jaloane, cele 10 porunci. Draga mea, atunci, iată, că acum de Paști, mielul acesta pe care noi îl jertim, cum e la Crăciun, spunem noi porcul, că să aibă fiecare o bucățică de porc, o răcitură, o sarmală și așa mai departe. La Paști fiecare are o bucățică de friptură de miel, simbolizând nevinovăția unui miel. Eu sunt fiu de țăran și am avut oi la tata acasă. Niciodată n-am putut să asist cum tata sacrifica. Ți-era milă, te uiți la el cum plânge așa mielul când îl jertfește. Dar se jertfește din porunca lui Dumnezeu. Se jertfește ca să mănânce și nu se îmbuibi. Să mănânci și gândul tău să fie la mielul cel ce s-a jertfit pentru noi oameni și pentru noastră mântuire. Exact cum ai mânca Sfânta Nafră, cum primești Sfânta Împărtășanie, așa mănâncă și carnea de miel. Nu te îmbuibezi cu el. Mielul acesta are semnificația lui și prefigurează de la Moise de atunci. Iată că în miez de noapte și la noi avem trecerea. Acel popor a fost eliberat din robia lui Faraon. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a eliberat din robia păcatului strămoșesc. Și de ce mai e nevoie de miel, Părinte, dacă mielul de fapt a fost Iisus? Jertfa a fost Iisus? Dar de ce mai e nevoie de Sfânta Nafră? Dacă este pâinea la cina aceea de taină, de ce mai e nevoie de vin și apă la Sfânta Liturghie? În fiecare liturghie, noi prin săvârșirea Sfintei Liturghii aducem pe Sfânta Masă prin Duhul Sfânt pe Hristos. Cel înviat, pe Hristos, luminătorul meu. Mielul acesta mă întărește pe mine la această sărbătoare ca să gândesc acolo. Dar ce rost mai are steaua, ce rost mai are colindul la Crăciun? Are semnificat, trezește-te, deschide ușa creștine, spuneam. Deci iată, are rolul și valoarea ei acolo. Așa și mielul pascal. Ne trezește, ne aduce în realitate. Pentru că timpul zboară atât de repede și, cum spuneai, Părinte, că suntem sub timp. Da. Eu vreau, pe finalul emisiunii, să vă dăruiesc acest simbol al emisiunii Vieții în Armonie. Este conceput de Andrei, de fiul meu, pe care dumneavoastră știți foarte bine. Și v-aș ruga dacă puteți să-l și citiți. Viața în Armonie este o emisiune dedicată tuturor celor care iubesc frumosul în toate formele lui. Este o emisiune pentru cei mici, cei mari, cei bătrâni, pentru cei sărași, pentru cei bogați.
aceasta să facem în zile. Masa ta să fie bogată pentru toți. Ușa casei tale să nu-ți aparțină. Să fie pentru toți, că rămâne și de mine și de tine și de toți. Această emisiune își dorește să fie un liant spiritual pentru tot ce înseamnă creație în acest univers. Este o emisiune pentru noi toți, cei care dorim să facem din viață o armonie perfectă. Cum am spus eu, psalmul 118, versetul 1, cerurile. Și cum spunem noi în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se, Doamne, precum în cer, așa și ordinea și disciplina, să fie ordine și disciplină și în casa noastră. Viața în armonie este legătura între minte, spirit și suflet. Dumnezeu este iubire, Ioan capitolul 4, versetul 8, iar noi suntem acea părticică din Dumnezeu, pentru că în fiecare om este Duh din Duhul lui Dumnezeu, a suflat Duh de viață. Și ce vei da în schimb pentru sufletul tău? Ce ți-ar folosi, omule, să dobândești lumea toată și ți-ai pierde sufletul? Gina, frumos, turnul lui Ștefan, Piatra Neamț. Ei, nu știu cum poate să vadă, să o vadă fiecare, este minunată, sărătmâna Doamne, mulțumesc. Cu mare drag. Pentru cei de departe, amintiți-vă de acest turn, amintiți-vă de liceul Petru Rareș, amintiți-vă că în acest turn a trăit un moș, un pelerin pe acest pământ, care anul acesta, în al preasfințitul părintele nostru Teofan, l-a ridicat la rangul de sfânt, pe Sfântul Gheorghe Pelerinul. A trăit aici, închis, încuiat 20 de ani în turnul lui Ștefan. Iată, așa pot să vadă, să trăiască momentul liturghiei învierii și cei de peste otare. Dragii mei, distinse Doamnă, dați-mi voie, vă rog. Faceți dumneavoastră, nu fac eu, un rezumat din tot ce am vorbit și dați-mi voie să vă urez sărbători binecuvântate, sărbători cu pace, căci Hristos a intrat prin ușile încuiate, să intre și la mine și la tine. Pace vouă, pacea mea dau vouă. De pace, dragii mei, să avem parte și în anul care urmează. Amin, amin, așa să fie, dragi telespectatori, prietenii noștri de peste tot, indiferent de unde vă aflați, vă spunem de acum să aveți în suflet pacea lui Iisus, iubirea lui Dumnezeu și armonia vieții de pe pământ să fie între noi toți. Și vă doresc ca această sărbătoare de învierea Domnului Iisus să fie lumina desăvârșită a dumneavoastră, a fiecăruia în parte. Pace și armonie! Hristos a înviat tuturor! Adevărat că a înviat! La revedere!